Salutare tuturor și bine v-am găsit la un tutorial despre Sons of the Forest sau mai bine spus jocul ce vine cu un NPC cadou și tu poți să îl omori. Nu prea corect, nu? Dacă ai reușit să-ți uh, sabotezi viitorul și ai reușit să-ți omori botul, niciun fel de problemă, am găsit soluția și o să modificăm câteva date în anumite fișiere, iar tu îl vei aduce la viață pe companionul tău. Să trecem la treabă, trebuie doar să intrați mai Computer În bara de sus veți scrie Cu semnul uh, la sută Updata și semnul la sută. din nou Dați pe Updata, dați înapoi un fișier Intrați pe Local Low Acolo o să găsiți End Night Sons of the Forest Servers Deoarece aici veți găsi Salvările, asta este sesiunea, veți intra în sesiune, sesiunea a fost multiplayer, iar aici găsiți mai multe fișiere. Primul pe care îl edităm este GameState și îl vom deschide cu un editor de fișier. Aici îl veți găsi pe Robi, el așa este trecut, Ctrl F, Is Robi și vedeți că la mine scrie fals deoarece am modificat înainte. La voi, dacă el este mort, va scrie True și trebuie să-l modificați în False. După ce l-ați modificat pe Robby, să știți că puteți să modificați inclusiv la Virginia, tipa care se spawnează și ea la un moment dat pe lângă plajă. Următorul fișier pe care o să-l modificăm este Save Data. Aici, deși pare puțin mai complicat, stați să ne știți, vă veți descurca cu același control f Va trebui să căutați uh, ceea ce aveți și în descriere Type ID, bară, închid din puncte 2.9 Aici aveți de modificat state-ul din 6 în 2 Nu cum am făcut eu uh, la această înregistrare și va arăta cam așa La Type ID păstrăm 9 Nu cum am modificat eu 9 aici Iar la State punem 2 Căutați uh, linia cu State și puneți 2 La Status vedeți că aveți și Health Unde voi va trebui să adăugați 100% Dragilor, dacă ați ajuns până aici înseamnă că ați avut nevoie de acest tutorial, nu uitați că eu sunt Lar, chiar voi sunteți prietenii mei, vă aștept și pe următoarele clipuri, pentru asta apăsați butonul de like, dați share, un subscribe ar fi de mare folos, porniți notificările de pe clopoțel și ne vedem data viitoare, vă doresc o zi minunată, salutare tuturor!